Elevii de clasa 8 -a au susținut luni 22 februarie prima probă a simulării evaluării naționale la limba și literatura română. Marți 23 februarie se va desfășura proba la matematică, iar miercuri va avea loc proba la limba și literatura maternă pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale. Rezultatele vor fi comunicate elevilor în data de 4 martie. Notele obținute nu se trec în catalog. În situația excepțională în care se dorește consemnarea notei în catalog, elevul trebuie să solicite acest lucru profesorului. În urma analizării rezultatelor, inspectoratele școlare județene vor lua măsuri de monitorizare și control, dar și de remediere a problemelor acolo unde acest lucru se impune, a precizat Ministerul prin intermediul unui comunicat. Corectarea lucrărilor va fi făcută de către doi profesori din unitățile de învățământ în care elevii susțin evaluarea, unul dintre ei fiind cel care predă la clasă în baza unor bareme care asigură unitatea și obiectivitatea evaluării și notării la nivel național.